Bună dimineața, dragilor! Bună dimineața! Bine v-am găsit, dragii mei! Am intrat cu voi dimineața asta să bem cafeaua cu voi. Sper să fiți trezit, v-ați fi făcut cafea, că eu am făcut-o. Să bem împreună. Haideți cu noi la cafea. N-am mai băut de mult, acum am zis, hai dați că e dimineață, e timpul să intrăm să bem cafea cu voi. M-am făcut și eu o feliuță de pită cu roșii, cu unt ce vine, am uns-o și am zis că o mânc și beau medicamentul și după aia știți ce fac, dragii mei. Fac o salată de cartofi de post, că astăzi este Vinerea Mare la catolici. Și astăzi așa se mâncă la noi. Deci se mâncă o salată de cartofi cu ceapă. Atât. Cartofi, ceapă, ulei. În rest nimic. Nu se pune ou, nu se pune altceva, nimic, 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 nici măcar castraveți acri nu se pune, credeți-mă, decât ceapă și ulei, atât. Deci cu ocazia asta vă dorim sărbători fericite la toată lumea, Bunul Dumnezeu să fie lângă voi. Da, așa că mâine, dragii mei, astăzi e vineri, dar mâine e sâmbătă, mâine vă fac ceva bun, 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 bun. Sper să vă uitați că o să aveți ce vedea, o să vă fac o plăcintă tradițională, foarte tradițională, foarte căutată și foarte iubită, în special de catolici. Acum și de alții, da, în special. De noi toți. Da. Pe toată lumea îi place. Nu spune despre ce vorba, că rămâne surpriză, ca să vă uitați mâine, să vedeți ce facem noi, ce prăjitură facem pentru Paști. Dumneavoastră ce faceți, cum sunteți? Da. Hai, Sanda, bea cafea cu noi, beți mâncă cafeluța cu noi. Miriam, mâncat o băz, eu am zis o felie de pită, știți că Mihai nu mâncă încă, așa că pe mai încolo v-am spus ce fac. Nu știu să-mi spuneți și voi ce să face la voi Vinerea Mare, dar eu știu că cam peste tot, la catolici așa să mănâncă de post. Salată de cartofi, numai fără ou, fără nimic. Așa că noi de când eram mici, dar să știți că chiar nouă ne place, chiar ne place salata asta, așa mâncam noi. Dar de când eram mici, mici copii, asta e o tradiție veche, veche, de când e lumea, cred că, să faci așa de Vinerea Mare. Și nu îi vopsești la mie câteva ouă. Ba da, ba. Când astăzi sau mâine. Normal, la noi, da, Vinerea Mare să face, cred că o să facem, da, de, da, mai încolo de seară. Vinerea Mare să vopsesc ouăle, o să vorbesc cu Miriam când vine de la școală, să știți că Miriam are școală, că nu-i vacanță, la noi nu-i vacanță. Și când vine Miriam o să întreb, păi astăzi sau mâine vopsim ouăle? Acum să vedem, o să vopsesc, da, nu știu cât, dar vopsim, da, o să vopsim destule, că am luat. Și vreau să-i fac cu Miriam, că am luat și vopsele deja, așa că o să vopsim, o să facem, nu știu. Eu am vrut să, știți că mai de mult să făceam, numai n-avem ciorap, dragii mei. Lasă ciorapii acum. N-avem ciorap. Avem coajă de ceapă, avem ouă, dar n-avem ciorap. Păi, cumpărăm. No, da,
Pentru cât timp? Pentru vreo 10 ouă, cât îi faci? Aia că nu prea intră Nu. nu știu cât în ea. Facem la Mai de ortodox și mult mai mult. feream afară că no, eu la ziman, doamne, eu am ieșit din casă, numai iarbă vedeai. Aici nu găsești iarbă, trebuie să mergi kilometri să găsești iarbă. Și meream și le alegeam frunzele care erau mai deosebite, mai frumoase. Dacă nu mai punea bunica mea frunză de pătrunjel, punea de leuștean, din asta de condimente, știi ce aveam? Dar noi aveam în grădină și în curte de toate. Și atunci zicea bunica mea, nu te mai du să cauți frunze, du-te repede, repede din grădină ia și du. Ia, gândiți-vă, noi în loc să ducem o frunză, două ducem. Când vedea bunica mea, cât culegea și duceam să-l speria de noi. Și zicea, Doamne, dar nu atâta! Am zis o frunză. Dă-le la găini. Mâncau găinile. Cum să mănânce pătrunjel găinile, Frunze. Doamne? Dar nu era frunză, era... Noi luam din grădină, de la noi. Am luat și, până și frunză de la trandafir, tu știi? Nu, nu era frunză, dar o lua și frunze. Da, pe asta zic Da, că tu zici vânzare că frunză. rădăcini. Pe luam pătrunjele, uștean ce aveam noi în Da. grădină, din asta, pentru E supă. frunze. Dar amestecam, aia era baiul. Înțelegi? Da, înțeles, dar Da. tot frunze erau, nu? Păi, Că... tot frunze era, dar păi, leușteanul și pătrunjelul mâncă găinile, că nu le Eu nu mâncă. știu, eu știu. Păi, nu le mâncă. Mihai, o crescut-o la palat, nu o crescut-o Da, eu la mai știu acum țară. dacă mânca găinile frunze de pătrunjel. Păi nu mânca, normal că nu Nu. mânca, Doamne, iartă-mă. Dacă era foame, cred că... Da, crezi. Da. Avea iarbă să ciugălească, Doamne, iartă-mă, le alegea, nici orice iarbă nu mânca. Nu. Și porumb și grâu, asta mâncau găinile, nu mâncau pătrunjel și frunză de trandafir. Deci, dragilor, eu continui cu cititul capitolului 4 din Matei. Până acum am citit 1, 2 și 3. Dacă vă uitați dimineața la cafea, dimineața v-am citit câte un capitol. Am făcut o pauză. Da. Poate am zis că la unii nu ne convine, dar m-au scris mulți că să citesc în continuare. Mai citim, mai facem o pauză ca să nu vă presăm. Eu Da. v-am zis, eu nu predic, eu nu sunt învățător, eu nu citesc cu dumneavoastră, pentru cine vreți să citim împreună. Deci, capitolul 4, Matei. Atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustie să fie ispitit de diavolul. Acolo a postit 40 de zile și 40 de nopți, la urmă a flămânzit. Ispititorul s-a apropiat de el și i-a zis, dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini. Drept răspuns, Iisus i-a zis, este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Atunci diavolul l-a dus în sfânta cetate, l-a pus pe streașina templului. Și a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, căci este scris, el va porunci îngerilor săi să vegheze asupra ta și ei te vor lua pe mâini ca să nu cumva să te lovești cu piciorul de o piatră. De asemenea este scris, a zis Iisus, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Diavolul l-a dus apoi pe un munte foarte înalt, i-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și i-a zis, toate aceste lucruri ți le voi da ție dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Pleacă satanul, i-a răspuns Iisus, căci este scris Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-L slujești. Atunci diavolul l-a lăsat și deodată au venit la Iisus niște îngeri și au început să-l slujească. Când a auzit Iisus că Ioan fusese închis, a plecat în Galileea. A părăsit Nazaretul și a venit de a locuit în Capernaum,
lângă mare, în ținutul lui Zabulon și Neftali, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice: țara lui Zabulon și țara lui Neftali, înspre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. Norodul acesta, care zăcea în întuneric, a văzut o mare lumină și peste cei ce zăceau în ținuturi și în umbra morții a răsărit lumina. De atunci încolo, Iisus a început să propovăduiască și să zică: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Pe când trecea pe lângă Marea Galilei, Iisus a văzut doi frați, pe Simon, zis Petru, și pe fratele său Andrei, care aruncau o mreajă în mare, căci erau pescari. El le-a zis: veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Îndată ei au lăsat mrejele și au mers după el. De acolo a mers mai departe și a văzut pe alți doi frați, pe Iacov, fiul lui Zebedei, și pe Ioan, fratele lui, care erau într-o corabie cu tatăl lor Zebedei și își cârpeau mrejele. El i-a chemat. Și îndată ei au lăsat corabia și pe tatăl lor și au mers după el. Iisus străbătea toată Galileea, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia împărăției și tămăduind orice boală și orice neputință care erau în norod. I s-a dus vestea în toată Siria și el aduceau la el pe toți cei ce sufereau de felurite boli și chinuri, și pe cei îndrăciți, pe cei lunati și pe cei slăbănoci, și el îi vindeca. După el au mers multe noroade din Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudeea și de dincolo de Iordan. Deci cam atât a fost capitolul. Mulțumim la Dumnezeu, mulțumim dumneavoastră că ne-ați ascultat. Sper că, da, e foarte plăcut să începem ziua cu un citit, un capitol, nu-i mult un capitol să citim, 5 minute. Da. Sper că v-a făcut plăcere. Știți cum e, dragii mei, când merg cu, te trezești cu Dumnezeu, merg cu, încep ziua cu Dumnezeu, totul merge bine și ziua e mai frumoasă, să știți. Să sperăm să fie și vouă așa, că noi așa vrem să fie ziua noastră mai frumoasă, mai bună, mai liniștită și cu Dumnezeu. Și a dumneavoastră să fie o zi minunată, exact, la fel, să fie. Cu sănătate, cu tot ce vă doriți, cu cei dragi lângă voi acum de sărbători, să fiți înconjurați de copiii voștri, de oamenii dragi și, bineînțeles, de Dumnezeu, să fie cu voi. Așa că noi am cât putem noi așa, un pic, să fim cu voi, măcar dimineața la o cafea, să vă înveselim, să aducem un zâmbet așa pe gurile voastre un pic, așa să vă treziți cu o bucurie, să începem ziua așa frumos. Începem ziua împreună cu dumneavoastră și cu Dumnezeu. Sper să vă placă, așa că nu rămâne decât să gătați cafeaua, să mâncați și, cum v-am spus, să fiți mai bun, că uitați, astăzi e Vinerea Mare, după să fim Paștile, primul rând noi mai buni, catolici, după o lună la români și, uitați așa, trec zilele, noi bătrânim, ne ducem și ce rămâne de noi? Faptele bune și aia rele și de-aia îți mai amintește. Așa că să încercăm să fim mai buni. Deci noi acum, vă îndrăgim, dragilor, vă iubim, vă respectăm, vă transmitem un călduros de sărbători fericite, să aveți ce pune pe masă, să fie apropiați lângă voi, copiii voștri, să fie totul bine, să fiți sănătoși, să vă bucurați de sărbătorile acestea și de toate zilele. Da. Era vorba că o să merem la Ziman, dar nu o să merem, fiindcă
Vă spun de ce. Sora mea chiar o pica la lucru și e obligat să lucră, că ea lucră și lucră acolo la bar și acolo nu este sărbătoare, știți cum îi pică de dură, că-s Paști, că-s Crăciun, ea trebuie să meargă. Acolo nu există sărbătoare. Eh. Și plus de aia, copiii zbolnavi. Care Amândoi, copii? a lui Ildi. Așa. Și nu pot să mă duc cu Miri la ei dacă ei sunt bolnavi, că sunt gripați. Gândiți-vă, mă duc cu Miri să îmbolnăvește și Miri. Că, na. Toți sunt bolnavi de la Ziman, toți sunt răciți. Până și maică mea și fata lui frate meu. Deci tot neamurile sunt bolnavi și nu putem să merem din cauza asta. Eu am vrut și Miri a vrut, tare a vrut, că și eu m-o plâns aici, m-o mărit, că ea vrea la Ziman, vrea la Ziman. Degeaba, că nu pot să le duc, că se răcește, se îmbolnăvește și după aia ce fac cu ea, că și mai aia îmi lipsește să fie bolnav, să umblu cu ea pe la doctor. Na. Și din cauza asta nu merem. Că în fiecare an, Mihai știe și poate și voi că v-am spus, noi de sărbători eu meream tot timpul acasă la Ziman. Și când vineam, nu, normal, că meream dimineață, vineam seara. Atunci puneam și noi masa, dar de obicei mâncam la Ziman. Dar de data asta nu o să merem. O să facem noi acasă și ouă și plăcintă și mâncare și mâncăm și stăm acasă. E și Maria acasă acum cu noi, așa că așa o să trecem noi Paștile. Să intrăm cu voi, o să vorbim și cu voi, vă arătăm și vouă și sper să ne bucurăm cu voi împreună. Acum eu o să mai am o gură de cafea, o beau cu voi. Sper să v-ați făcut și voi o cafea, v-ați băut. O să beau cafea, mănânc pita și mă duc să beau medicament și să mă apuc de treabă, că mai am treabă. Așa că ce să vă mai spun, dragii mei, să ne urmăriți în continuare, că v-am spus, o să aveți ce vedeam, că vă arătăm și când vopsim ouăle, vă arătăm și prăjitura care o să facem și cam tot, aproape. Așa că fiți aproape și urmăriți-ne. Noi vă pupăm și vă lăsăm. Sărbători fericite, vă iubim. Să aveți poftă la cafea și la tot. La revedere. Vă lăsăm cu Dumnezeu. Pupici!